Festivalul Național Studențesc de Satiră și Umor și-a deschis porțile astăzi printr-o conferință de presă susținută de organizatorii evenimentului, care are ca principală temă pentru această ediție viața de student. Anul acesta am încercat să fie un an mai, o ediție mai specială, în care am dorit ca fiecare organizație să se implice în organizare și în realizarea anumitor evenimente în cadrul fiecărui campus și fiecărui universități pe care o reprezintă. Săptămâna aceasta va fi săptămâna râsului. Veselia, energia pozitivă și plăcerea de a trăi a tinerei generații va fi prezentată în cadrul momentelor comice susținute în fiecare zi. Cei peste 100 de participanți prezenți la concursul de interpretare vor oferi publicului peste 25 de momente artistice. Astăzi vor avea loc în oraș câteva momente de cameră ascunsă pe care le veți descoperi din seara asta sau de mâine dimineață cel târziu pe pagina noastră de Facebook. Va fi o seară cu karaoke cu Heliu. De mâine vor începe activitățile în campusurile studențești, în UMF, la Petru Maior, la Dimitrie Cantemir, la Universitatea de Arte. În repertoriu, concurenții vor aborda exclusiv creații proprii. Fiecare delegație va participa obligatoriu la cel puțin două categorii în concursul de interpretare. Concursul se desfășoară pe două secțiuni, concurs de creație prin caricaturi și fotografie umoristică și concurs de interpretare pantomimă, cântec satiric, stand-up comedy și improvizație. La ediția din acest an și-au anunțat participarea 9 case de cultură a studenților din Sibiu, Brașov, București, Cluj-Napoca, Iași, Ploiești, Petroșani, Timișoara și Târgu Mureș.